Adrian Nestase detonează un nou scandal, Comisia Europeană ar fi trimis o altă scrisoare la București sublinierea ce s-ar fi impus. Fostul premier, Adrian Nestase, detonează un nou scandal imens. În direct la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Nestase a confirmat existența scrisorii Comisiei Europene din 2012, dar a mers mai departe. Nestase susține că fostul ministru al Justiției, Mona Pivniceru, ar fi primit o a doua scrisoare de la Caterine Dai în 2012. În această scrisoare, Comisia Europeană ar fi avut cerințe clare în privința numirii subliniereilor parchetelor. A mai fost o altă scrisoare pe 15 septembrie adresat de Caterine Dai Monei Pivniceru despre numirea subliniereilor parchetelor. În acest context, Caterine Dai îi spunea cu arogant cum se numesc subliniereii de parchete. Se transmit CV-urile public, a dezvăluit Nestase.